Cineva reprezintă primăria asta azi? Ați vrea să ne spuneți? Vă deranjăm? Plecați? Domnul primar nu este, altcineva nu are ștampilă. Cum facem? Nu e nici secretarul. Cum așa au rămas primărie fără oameni? Oleg, nu te întreba de nimic. Aduci ștampila, da? O găsesc ștampila. Bună ziua. Noroc. Domnule, e cam așa, văd că e ca la Strășeni, ca la Colonii, dar n-aveți primărie cu ștampila. Probabil ai vorbit cu el ca el să nu fie azi când vin eu cu semnăturile, nu? De ce are numai pentru dumneata ștampile și pentru mine n-are? Deci aseară era, dar azi noi. Poți să asculți, Oleg, că eu le-am de respect. Și el ce a spus? Deci eu m-am oferit să te ajut și tu ești obraznic. Deci aseară domnul Didier a spus că pleacă în deplasare. Și am zis, domnul Didier... Pleci sănătos și demisia poate să-și dea. Cineva trebuie să rămână cu ștampilă. Și mi-am spus, nu trebuie să creăm precedent. Te rog să ieși ștampilă. Ștampilă la doamna Moțpan. Acum să-ți vină doamna Moțpan. Și de ce secretara nu știe chestia asta? Și am spus că este obligațiune autorităților publice locale, în momentul când vine un candidat independent de subscripție, asta știu și eu. Și iată cum am rugat respectuos. Numai că voi ați intrat și ați bruscat. Noi nu vrem să rugăm respectuos, asta e obligația lor, nu ne fac nouă favoare. Deci mi-a spus domnișoara că domnica o bruscat. Tot ce am avut. Am bătut, am mușcat, am scăpat. Și eu am vrut să o muș, dar n-a reușit. Nu ne-au spus că nu poți să aveți ștampila, iar dumneavoastră ne spuneți altceva. Asta înseamnă că unora le se dea ștampila, altora nu. Eu m-am oferit să vă ajut, corect? Noi am înțeles, dar nu înțeleg de ce am spus. Trei oameni au venit cu liste, dacă eu eram rău intenționat, dar mai ales colegii concurent, eu putem să mă fac că nu vă văd, da? Păi nu să știi ce înțelegere ați avut, că ai rămas acolo singur. Vorbesc ca să vă aplici ștampini și voi vă puteți opra. Da, păi nu ce vreau să dreptate. Hai să spun mulțumesc, să mulțumim foarte mult pentru colaborare. Hai să vedem dacă aplici ștampila. Stați un pic. Stai că vine femeie cu ștampila. Cum și vei, tu a intrat domnul Cernei, un reprezentant din primărie și s-o găsit imediat ștampila. Să găsim consilier municipal. Și le-am cerut că codurile vreau să scrie, că fiecare concurent electoral. Și noi nu tot așa am cerut. Să vină să aplici ștampila. Le place Motra lui Brega, nu le place Motra lui Cernei, sunt obligați. Lor de Dominica nu le place, mă tinc.